După scandalul de la Spitalul Județean de Vald, eveniment atâță spiritele în așa zisa coaliție PSD-PNL din județ. Este vorba despre drumul județean înzăpezit, de pe care a ieșit în decor un microbuz, accident soldat cu 3 persoane rănite. Prefectul Călin Marian îl acuză pe Costel Avram, administratorul public al județului, că nu-și face bine treaba, în timp ce Costel Avram îi spune prefectului că a cam sărit calul. Din postările celor doi pe paginile personale de Facebook, răzbat informații despre care n-am fi aflat niciodată oficial. În situația recentă de la Balșa, drumul nu a fost curățat. Oricât încercați să duceți în derizoriu situația sau să transferați discuția în altă direcție, iar asta era obligația dumneavoastră în calitate de administrator al drumului județean. Totodată îl rog pe Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean, să vă sublinieze în fișa postului atribuțiile pe care le aveți, dar mai ales aceea de a veghea la modul în care se cheltuie banul public. Vă spun asta deoarece, la începutul acestei luni ați avizat cheltuirea unei sume de 21.300 de RON pentru o emisiune TV și un articol de presă de către Spitalul Județean de Urgență DEVA din subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Cam câte aspirine puteam cumpăra de acești bani? Aveți grijă din punct de vedere matematic cu privire la susținerea și voturile pe care credeți că le aveți în județ. Laurențiu Nistor 70% și dumneavoastră 80%, adică împreună un total de 150%. Atenție la calcule, cred că este un 0 în plus, a postat prefectul județului Călin Marian pe pagina sa de Facebook. Tu vorbești de aspirină cu ironie, când singura ta grijă pentru pacienții de la ZAM a fost să le bagi pe gât dulceață? Serios? În pandemie, când alții nu știau cum să supraviețuiască, vindeai dulceață la spitale. Ați vândut dulceață și înainte de a deveni prefect sau ați livrat marfă pentru spitalul ZAM doar după ce v-ați cocoțat în funcție? Am chipzuit îndelung dacă ar trebui să-ți răspund la acuzațiile mișelești făcute de amorul artei. Îmi dau seama că ești foarte odihnit și te cuprinde plictiseala. Așa cum spuneai, noi, cei blamați, echipa Consiliului Județean, am reabilitat și modernizat 300 de kilometri de drumuri județene. Am reușit asta în 3 ani de administrație, timp în care tu, prefectul care vorbește de ipocrizie, a vândut dulceață pentru spitale. Măcar era de prune? Șefa ta de partid, Vetuța Stănescu, a lucrat pe la spitale. Cam cum se pune problema? Cât privește dezăpezirea instantanee a drumurilor, asta probabil face parte din setul de promisiuni fără acoperire ale PNL, gata să spună orice, doar trece de 15%. Populismul poate merge la apă odată de 2 ori, după care oamenii se prind și îl taxează. Îl taxează rău de tot. Te coboară la 15%. PNL, nu pe tine, care probabil ești pe la 5%. A fost și replica administratorului public al județului Hunedoara, Costel Avram.